acrobat al vieții. Nu mă mai trage nebuna pe sfoară. Am făcut exerciții de echilibru. Pot sta suspendat, detașat într-un număr de jonglerie. Privesc de pe arcurile unei trăiri suspendate, personajul unei vieți pe care îl ridic din a doua tinerețe, pentru că abia acum știu să stea în picioare cuvintele, alegându-și portretul potrivit. Lecții de supraviețuire. Când sfârșitul se infiltrează în pereții inimii, începem să zugrăvim cu mintea până când acoperim rănile vieții și o transformăm în cameră de oaspeți, pentru momentele care nu poartă tocuri, din dorința de a nu face zgomot în trecere. Singura urmă întrevederii este legitimația deprinsă în piept cu titlul azi, uitată pe notier. Când nu mai avem material de fericire, începem să ne croșetăm sufletul. Prin fiecare ochi intră lumina și iese întunericul. Important e sensul. Bravo! Femeia fatală. Femeia fatală e, de fapt, femeia șamani. Ea știe că toți bărbații care vor sta cu capul în poală vor trece moartea. Bărbat, bărbat, bărbat. Mereu vindeca. De trecut, de mamă, de tată, de fiu, de toți dumnezeii, de tot ce e viu. Până când într-o zi l-o moartea în brațe și moartea muri. Indiferent cât de mult te ascunzi în carne iar și iar, te găsesc dezbrăcat în plămânii mei care au uitat să doară. Îți trag oful pe nări ascuns și îl vinde. În care elefanții îți aleargă prin aortă, când cerul miroase a pâine dospită de Dumnezeu. Iar bucuriile au gust de lapte matern. Sunt zile în care nostalgiile se îmbracă în haine de tortură, iar ochii stau în genunchi căutându-și culoarea pe străzile crepusculare ale prezentului. Sunt zile în care pulsul ți-e slab ca o ploaie contundentă și atunci începi să pictezi elefanți pe asfalt ca într-o vreme să o ia la pas din nou prin aortă. Euharistie. În încercarea de a mă da de 3 ori peste cap pentru a lega un fir întins de un anotimp, era să mă pierd. Adunam firimiturile rămase din mine. Înghițeam până lipseam. În carnea cui crescuse? Cu sângele cui ținuse muntoastră? În numele cui? În mâinile cui? Cine eram? A existat o zi în care am avut conștiința faptului că sunt muritoare. Mi-am scos ochii cu patimă, i-am întors, am lărgit cu mâna orbitele
și am primit în hăul învelit de carne. Din el ieșea o duhoare de mort. Se împuțise.